Seara trecută părea că tot orașul s-a mutat pe insulița de pe Jiu. Toți au asistat cu sufletul la gură și cu mâinile sus la concertul organizat în cadrul zilelor municipiului Târgu Jiu. Cabron a fost primul care a atras sute de aplauze. La sfârșitul concertului, Cabron a dezvăluit că lucrează la un nou album. Păi a fost tare, na, lume multă, lumea e ok, eu sunt foarte răgușit și nu știu dacă mă aud, dar ei se aud, sigur. Prima dată la Târgu Jiu? Nu, am mai fost, cred că am mai fost, acum vreun an, doi, cam așa, dar nu mai știu exact, că sunt multe și na. Spune-mi la ce lucrezi acum? Am terminat lucru, albumul e gata, Lupul de pe Maidan se cheamă, iese în vara asta, urmează un videoclip acum cât de curând și cu asta mă ocup. Vedeta serii a fost însă de departe de Lia. Aveți o piesă preferată? Toate. Pentru Delia ai venit și tu? Da. Ce piesă îți place de la ea? Da, mamă. Așa cum era de așteptat, sute de tineri au așteptat să obțină un autograf de la Delia. Absolut magnifică de poveste. Vreau să luăm aplauzele voastre pentru Delia! Zilele municipiului Târgu Jiu s-au încheiat cu un foc de artificii.